Trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Fericiți să trăiți la mulți ani, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Fericiți să trăiți, să trăiți la mulți ani. În această frumoasă zi de sărbătoare, aici în localitatea dumneavoastră, să vă dea Dumnezeu tot ceea ce e mai bun, sănătate, liniște, pace și tot ce e mai bun de la Dumnezeu. Părinte, parou, dacă doriți să adresați ceva enoreașilor sau... Mulțumesc tare mult, Dumnezeu să ne primească rugăciunile săvârșite la biserică, să ne sprătească tuturor răstăneala și dragostea de a ne reîntâlni în zi de mare sărbătoare în satul nostru frumos și drag Mustești. Vorba multă sărăcia omului, eu zic că cel mai bine ar fi ca să nu mai vorbim, să ne rugăm și după aceea, cu mila lui Dumnezeu, să ne și distrăm, pentru că Dumnezeu nu vrea ca omul să fie trist. În repetate rânduri, în Sfânta Scriptură a adresat ucenicilor și tuturor oamenilor îndemnul: bucurați-vă! Iată, am slujit Sfânta Liturghie adineaori. Liturghia de după liturghie înseamnă exact lucrul acesta: a trăi în bine și în frumos, unii lângă ceilalți, bucurându-ne unii de ceilalți și căutând să îi facem și lui Dumnezeu loc în viața noastră, inclusiv în momentele acestea de bucurie. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, zicem cu toții. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Preacucernice, Părinte, binecuvintează! Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce binecuvintește și sfințește toate, binecuvintează mâncarea, băutura, pe noi robii tăi, satul acesta și toată lumea, parcă Sfânt ești un Domnul acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Amin. Cred că încă mine servim, nu? Da. În cele ce urmează o să servim masa, iar apoi cât dorește și poate fiecare dintre dumneavoastră să rămână acinsat. Nu știu dacă ați văzut, încă avem și cireșe, cel puțin la biserică mai sunt câteva îmbunătățite, am înțeles, și cu carne, dar să mărcăm, să mărcăm și balul cireșelor. Vă invit după masă să gustați și o cireașă. Petrecere frumoasă tuturor, praznic cu bucurie, sănătate și sărbători binecuvântate să ne dea Dumnezeu. Iertare, prin față, intrarea se face în cămin prin față. Așa se primesc oaspeții, prin față, nu prin nos.